Sunt onorat în momentul de față să fiu din nou în casa lui Adrian Geromila. Așa, printre cărți și corăbii, am mai fost la dumnealui cu un alt prilej și în altă postură. Atunci eram în spatele camerei, acum sunt Dita, mai realizatorul de emisiuni. În primul rând, Adrian Geromila, vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să avem această întrevedere aici la tine acasă, că ți-ai răpit cumva din timpul destul de limitat, știu eu, ăla zis liber, pe care l-ai la dispoziție. Și ce să spun, ne-am întâlnit anul ăsta de prea puține ori. O să spun acum la mulți ani pentru 2016, deși suntem în o primăvară iernatică. Vă mulțumesc frumos și bine ați venit. Între cărți și corăbii, da? Mica discuție pe care am avut-o înainte de începerea emisiunii, povesteai despre cât durează să construiești o corabie de asta de la zero până la un an de zile. Asta înseamnă răbdare. Colegul și prietenul meu, Gabi Munteanu, a și sesizat, asta înseamnă răbdare. Da, înseamnă răbdare. Un împătimit al corăbilor, un împătimit al călătoriilor, un împătimit al fantasticului. Da, acum cine v-ar auzi ar zice că omul ăsta călătorește foarte mult și navighează cu pânze și pleacă pe mărși oceane. E vorba de o... Ca să nu mai spunem, îmi cer scuze că vă întrerup, că într-o vreme purtați și o beretă așa de... Tot timpul porn într-o vreme, tot timpul. Așa. Toate șepcile mele sunt în acest format. Așa, de ca de marinar, și sacourile și scurtele. De bătrân lup de mare. Și scurtele, da. Exact. E vorba de o pasiune care se manifestă la nivelul acesta al modelelor, al ficțiunii, al imaginației. Sigur că e acoperită de oarece competențe, pentru că am absolvit un liceu de profil și, mă rog, mă pricep, știu cum arată, cum se numesc lucrurile și cu ce se mănâncă. Dar am rămas la nivelul acesta al imaginației, al literaturii, al ficțiunii. E o compensație anumite psihică. Cărți care v-au marcat copilăria, tinerii, adolescența, călătoriile în jurul lumii. De la ele am plecat, de la Melville, de la lui Stevenson, de la Jules Verne. Insula, și tot la ele m-am întors. Și tot la ele m-am întors. Dar acum v-ați întors, i-ați regăsit pe aceștia, personajele din aceste cărți, dar... Le-ați regăsit într-o formă specială, pentru că, așa cum îmi destăinuiați mai înainte, cel puțin în ce privește Drumul spre Sud. Dar și cartea despre pirați. Și cartea despre pirați și corăbii. Cei care au citit-o și vorbeați de oameni în toată firea și oameni foarte serioși. Critici literari, foarte așa, de mainstream. Dom'le, unde ai găsit manuscrisul? Unde ai găsit jurnalul ăla? Când le-ați spus că este o invenție, totală, au rămas un pic uimiți. M-am întrebat cum tu ai inventat toate detaliile, toate scenele alea care se petrec acolo. De parcă ați fi fost, acolo sau parcă ați fi citit. Sau cineva care a fost martor ocular. Fiind un cunoscător al zonei imaginare și știu cum arată obiectele astea care plutești și se numesc corăbii, știu și îmi pot imagina și scene care se petrec pe ele și atunci... Mi-e foarte ușor să ficționalizez în jurul lor. Asta e o carte de ficțiune, iar acesta e un eseu. Mulți au spus că după ce am scris romanul, am simțit nevoia să-l explic și științific cumva, dar scoțând un eseu despre imaginarul pirateriei și al mării. Cât, așa ca preponderență, dacă am pune într-o balanță, cât contează imaginarul și cât realitatea în viața lui Adrian Geromila? Cred că e o pondere de jumătate și jumătate. O pondere ideală. Se compensează reciproc cele două jumătăți. Când sunteți în lumea cărților, sunteți în lumea imaginară, în lumea fantasticului? Da, într-o mare măsură. Bun, și acum când e să coborâți cu picioarele pe pământ, pentru că noi v-am văzut, eu cel puțin, dar și colegul meu a fost martor la multe apariții de ale dumneavoastră publice în calitate de critic literar, chiar și în calitate de critic de artă, de ce da, nu? Eu am o problemă cu, am mai spus asta și public, și la radio, și la TV, o problemă cu legitimitatea mea ca, să zicem, om care mă ocup de scris. De fapt, ce sunt? Sunt critic de artă, sunt scriitor, sunt eseist, sunt prozator. Și lumea, în general, își creează așteptări în funcție de niște parametri. Da? Ei bine, cine mă leagă de tipul ăsta de pasiune, da, e foarte mirat că eu mă pot ocupa și de lucruri foarte serioase, astea fiind în accepțiunea generală niște lucruri destul de facile, de copilărești. Și iată, tipul ăsta și scrie său și face și critică literară. Și, da. Da. Și la modul înalt,
pentru că la serviciile de specialitate ale dumneavoastră apelează oameni de cultură, da, oameni de artă, oameni de litere, deja nume mari în țara noastră, aproape nelipsit la bibliotecă. Nici chiar așa, dar recunosc că sunt frecvent. Nu, dar nu degeaba, adică nu trebuie să vă ascundeți acum în urma unei perdele de falsă modestie, pentru că asta înseamnă că vi se recunosc meritele și de asta se și apelează. Am și prieteni care mă creditează și cu care lucrez foarte bine și împreună facem niște lucruri minunate, nu le fac în totalitate singur și întotdeauna. Fără doar și poate. Și aveți foarte mulți prieteni tineri. Elevi. Prin natura meseriei. Da. Și profesor de liceu e inevitabil, că am foarte mulți prieteni tineri și îmi și place să stau în mijlocul lor. În afară de asta, vă ocupați de cenacul celebrul de acum de vreo 2 ani fac un cenacul la Biblioteca Județeană, odată la 2 săptămâni. Da, cenacul de joia? De când de Adrian lui Gheorghe, director acolo, da, și mi-a dat o sală și am o zi în care pot să mă duc acolo și să organizez cenacul unde se vine de plăcere, se rămâne de plăcere și se discute de plăcere. Bun, cum i-ați incitat pe tineri să participe la un astfel de cenacul? Ați prins vremurile renumitului cenacul Flacăra, care devenise un alt fel de fenomen decât un cenacul nu cred că e foarte bună referința analogă, pentru că de fapt analogia o pot face cu cenacurile studențești la care am participat ca student al literei. Eu mă refer la orașul nostru, la Piatra Neamț, la județul Neamț, zone în care într-adevăr au funcționat cenacul literare redutabile în anumite perioade, cafenele ale scriitorilor chiar, dar ca fenomen la care oamenii tineri, în cazul de față, să vină din propria inițiativă și plăcere. La început aveam un grup de prieteni mai tineri care se ocupau de scris și care îmi cereau opinia și cu care, eu știu, discutam literatură, și când am inițiat cenacul, la început a fost doar acel grup, după care s-au anunțat unii pe alții, văzând că lucrurile sunt foarte serioase și că se desfășoară profesionist, nucleul s-a mărit și încet, încet s-a dezvoltat. Deja avem o primă generație care au plecat studenți și i-au lăsat pe ceilalți, avem oameni care deja au debutat și au publicat și au devenit cunoscuți în zona publică de poezie, pe bloguri sau pe site-uri specializate sau chiar în reviste. Cât o voi putea să-l țin, o să-l țin, depinde și de cine rămâne aici, da, și dacă există continuitate între generații. Așa, la prima vedere, celor plecați le-au luat locul deja colegi de-ai lor mai tineri? Da, le-au luat locul, se extind și oamenii rămân aproape chiar și când, să zicem, au avut neplăcută postură de a fi criticați în momentul în care au citit, da, dar sunt obiectivi și au rămas în continuare. Pentru că e un loc în care pur și simplu se discută din plăcere și lucrurile se fac din plăcere și nu e nimeni obligat să facă absolut nimic dacă nu dorește. Exact. Și caracterul ăsta pur gratuit al actului cultural îl transformă într-unul foarte plăcut și foarte agreabil. Ei se simt foarte liberi. Da. E un fel de cultură alternativă la ce li se propune oficial, pentru că majoritatea sunt elevi, dar avem și oameni în toată firea care vin. Care vin la cenacul, da. Și cărora nu le este nu neapărat rușine, teamă, nu, să se manifeste în public, absolut, să-și expună absolut, și lucrările. Oamenii sunt politicoși, respectuoși. Sigur că da. Încercați să îndrumați spre ceva anume, pe cei tineri, spre anumit gen de lectură, să le ordonați cumva lecturile, să-i... E mai mult un schimb de experiențe, pentru că decât să spun eu... Raportându-vă perioada când dumneavoastră erați de vârsta lor. Da, se poate întâmpla să-i îndrum sau să le spun ce să citească, deși ei vin cu un bagaj cultural foarte ridicat. Uneori și eu învăț de la ei și eu îi ascult pe ei și eu aud despre nume sau despre titluri pe care nu le-am avut în mână și mă bucur să pot învăța și să îi pot urma. E un, să zicem, un beneficiu reciproc. În momentul de față. În momentul de față, da. Sigur că da. Am asistat împreună cu dumneavoastră și elevii pe care îi păstoriți, copii tinerii pe care îi păstoriți la o proiecție de filme la Muzeul de Istorie acum câțiva ani de zile și la discuțiile de după, foarte incitante. Când a venit Nicolae Mărgineanu sau... Da, da, da. Păi, undeva cam, în est, da, da, filmul.
odată la câteva ședințe, și cenacul se desfășoară odată la două săptămâni joia, de aia se și numește cenacul de joi. Eu are și o pagină de Facebook pe care postăm fotografii de la manifestări. Odată la câteva ședințe dăm un film de artă și îl comentăm. Adică stăm, îl vizionăm tot și apoi rămânem la sfârșit și e un cenacul multicultural, înseamnă. Multicultural, da. Un exercițiu de interpretare pe artă care implică și filmul. Și interpretările care vin din partea lor presupun faptul că, în primul rând, au urmărit cu interes filmul respectiv, că probabil nu sunt străini nici de fenomenul al filmului de artă, într-adevăr, cu toate că la vârsta lor ai bănuit că sparg umplu sălile pe la nu știu ce. Da, acum să nu imaginăm că ei sunt o grupare, o elită, să nu imaginăm că toți tinerii sunt sigur, așa. Sigur. Da. Preferă să vină la cenacul de joia, timp ce, repet, ar putea să facă cu totul altceva specific majorității tinerilor de vârsta lor, adică să stea prin cluburi, să... cum vă simțiți așa ca model? Pentru că, până la urmă, v-au ales și ca model, de vreme ce au hotărât să vină, și nu doar să vină, dar să și rămână la cenaclu. Caut să mă comport astfel încât să nu mă erigez într-un model, adică să nu fie... Nu sunteți dascăl acolo. Nu. Acolo sunt un drumător, un entertainer, cum să spun eu, comunicarea nu e unidirecționată dinspre mine, spre ei, e cu ambele sensuri. Am spus acolo, ne îmbogățim experiențele reciproc. E adevărat că eu sunt profesor și sunt mai în vârstă și, mă rog, sunt organizator și cumva autoritatea, dar nu există postura asta în care să rămân. Mă simt foarte bine pentru că fiecare întâlnire cu ei e pentru mine o injecție de tinerețe, de energie sigur că da. Și sunt foarte încântat, eu ca profesor și ca scriitor, că există oameni de 17 ani, de 16 ani, de 18 ani care citesc, care discută, care sunt la curent cu ce apare, da, și mai salvează cumva halo-ul ăsta pesimist că totul e pierdut, că nimeni nu mai citește, că nu mai există cultura ca, știu eu, punct nodal al educației unui tânăr, al formării unui tânăr. Iată că așa puțin cum sunt, există și sunt foarte, exact, foarte, foarte consistenți. Și că își pot canaliza o parte din energiile specifice vârstelor, până la urmă, energii debordante și în zona asta a culturii, o zonă așa cam o cenușăreasă a societății. Într-un fel, dar uitați-vă Într-un fel. Da. Mă refer în primul rând la chestia economică. Cultura nu este sprijinită. Altceva este și mai îngrijorător, că tinerilor li se propun foarte multe modele ieftine, antimodele de fapt, forme fără fond, fără conținut, da? Care ar putea atrage niște capcane foarte periculoase, nu știu cât își dau ei seama acum, cât și-or da seama și mai târziu, poate, nu știu, dar exemplul celui care poate să reușească fără să aplece asupra unei cărți, fără să discute despre o carte, fără să vină la un cenaclu, fără să urmeze niște studii la modul foarte serios, doar fățâindu-se cumva sau provocând un scandal, poate ajunge pe prima pagină a unei publicații de scandal sau chiar în sticlă. Dumneavoastră știți că ce se întâmplă de câtva timp la bibliotecă reprezintă o ușoară schimbare de ritm. Au venit scriitori importanți, au desfășurat activități importante. Nu întotdeauna publicul e foarte numeros, uneori avem sală plină, uneori avem pe jumătate, nu e neapărat asta foarte important, ci faptul că dacă există oamenii care să aibă legăturile și deschidere necesare și voința de a face cultură, se poate. La modul gratuit. Da. Nu există o retribuție. Într-adevăr, biblioteca acum își descoperă toate valențele culturale și de depozitar de cărți, și ca depozitar de cărți, dar și ca formator. Și ca formă de radiere a culturii înspre public. Care e destul de adormit. Exact. Cenacul pe care îl organizez face parte din acest ansamblu de activități cu care biblioteca iese din punctul ăsta de vedere, domnul Adrian lui Gheorghe chiar a făcut niște pași extraordinari. A coborât dintr-un turn de fildeș nume mari ale literaturii române, oameni pe care cei prezenți în sală la evenimentele respective îi admirau, îi cunoșteau, dar nu-i văzuseră și imaginau undeva oricine până la urmă care nu accede la asemenea trepte de cultură. Se uită încolo cu jind și cu, doamne, un turn de fildeș frumos, ei stau acolo, sunt ca niște bibelouri intangibili, niște semizei. Ei, îi vezi
în carne și oase, îi auzi, îi simți dialogându-le, îi vezi că sunt oameni până la urmă cu un anumit gen de preocupări și care transmit, reușesc să transmită ceva. De altfel, Piatra, știți foarte bine, nu e un oraș chiar mort din punctul de vedere, sunt de multe expoziții. Deloc. Da. Este o grupare de pictori, o grupare de da? Scriitori, da. Oameni care se manifestă și în afara spațiului acesta provincial, nemțean, da? Oameni care se duc în afară, iau premii, călătoresc, sunt cotați. Da. Da. Este un loc foarte bun. Da. Deși aparent pentru cineva din afara orașului sau județului venit aici care ar sta, să zic, nu știu, o săptămână, două și-ar da seama că din punct de vedere economic zona e cam la pământ. Văzut din afară pare așa. Prin compensație însă, activitatea culturală este extraordinară. Și Adrian Ceromila, nu mă refer doar la Piatra Neamț. Sigur. Prin natura meseriei umblu. Târgu Neamț și Roman și Bicaz și Valea Muntelui și peste tot am întâlnit focare de cultură și oameni care vor să disemineze într-adevăr, să-și spună părerile în public, să arate ceva. Oameni care fac, oameni buni și frumoși care fac ceva, adică nu trăiesc degeaba. Asta sper și eu că după ce vor termina cei care sunt la Cenacul de pildă și vor ajunge, eu știu, ceva la un moment dat, da, se vor raporta la momentul ăsta și spune, domne, eu am început aici, vedeam filme, discutam literatură, citeam, am văzut ce înseamnă literatură, ce înseamnă da. Să discuți o carte sau să discuți un film. E un exercițiu de libertate intelectuală extraordinar. Și faptul că îl încep de tânăr, la vârsta formării, e foarte important. Da, odată ajungi în centre universitare de prestigiu, sigur. Nu se simt acolo că veniți de undeva de la Cuca Măcăi, dimpotrivă se duc acolo pe picior de egalitate cu cei trăitori, cu băștinașii zonei. Eu sunt absolut sigur că foarte mulți și care bănuiesc că și da. Întrec. Da, că mulți dintre cei care au trecut prin Cenacul vor confirma mai târziu. Și vom auzi de ei și probabil că o să fim foarte mândri. Vă propuneți printre altele, totuși acolo nu sunteți dascăl la Cenacul, dar nu puteți să uitați că sunteți dascăl. Da. Vă propuneți să și descoperiți tinere talente pe se descoperă și se autodescoperă și cumva, să le propulsați, da, să-i îndrumați dar cum, cumva cu validare colectivă, adică nu doar eu sunt cel care propun, dar sigur că eu acum decid, închei cu o părere finală toate lucrurile, dar există o comunitate de dialog acolo și în momentul când o comunitate validează o valoare, ea are altă amploare, știți, decât dacă aș spune numai eu și ceilalți nu. Bănuiesc că, da, și că și încrederea în sine a respectivului tânăr. Ei sunt destul de maturi dintre ei ca să aibă o părere în care să ai încredere. Da. Motiv de mare mândrie pentru dumneavoastră ca și dascăl de limba și literatura română. Și pentru mine și un exercițiu pedagogic. Da. În același timp, da. Că într-o eră super tehnologizată, o eră în care apelăm la tot felul de gadgeturi, făcute să ne facă viața mai ușoară, dar care de fapt ne-o complică și ne depărtează unul. Reușiți să comunicați așa, la modul cel mai uman cu putință, sigur, cu tinerii respectivi și minunat că sunt tineri care au aplecări dintre astea. Da, asta este marea descoperire și marea bucurie, că există oameni care se ocupă de așa ceva. Dar la școala oficială, obișnuită, nu prea se văd. Acolo se dizolvă într-o masă care la un moment dat are același nivel și sunt tratați la grup. Da, respectă o programă, sigur, sigur că, da. Și respectă o programă și niște examene care au caracter mai mult sau puțin general. Aici vin oameni care, da, discută lucrurile particulare, lucrurile care nu se văd, da, văd niște alternative, cam ce înseamnă și o altă față a lucrurilor. I-ați văzut pe noi veniți îmbujorați când a trebuit să citească să știți. Întotdeauna sunt emoționați. Am făcut și eu exercițiul acesta că nu se putea să critici fără să fii criticat și eu m-am pus la un moment dat în bătaia tirurilor critice, da? Și a fost un exercițiu foarte interesant pentru mine să fiu cel care nu spune nimic și dimpotrivă este bombardat cu comentarii nu întotdeauna foarte pozitive. Da, o parte din cei care au emis acele comentarii, pe o parte dintre ei vedeți ca pe niște viitori redutabili critici literari. Nu știu dacă vor fi critici, dar oricum oameni competenți să discute literatura. Să știți că mulți de acolo nu sunt nici la umană,
la secție umană, da, și nici nu se duc la umană după aceea. Sunt care fac medicina, care fac ingineria, eu știu, care fac altceva, calculatoare. Dar literatura reprezintă o pasiune. O pasiune pe și care... mă regăsesc și eu în ei, pentru că și eu am făcut un parcurs școlar care n-avea nicio legătură cu literatura. Am făcut un liceu militar de marină, de mate, fizică, deci avea toate datele să nu mă îndrume spre mai degrabă spre inginerie, exact, sau eventual o carieră militară, sigur, militară sau da, marinărească cumva, sau cumva. Da. Da, și unde s-a produs declicul? Când? Cum? Păi, în perioada liceului, când mi-am dat seama că lucrurile de la care am plecat sunt și lucrurile care mă definesc, așa că trebuie să mă întorc la ele, mă refer la cărți. Așa. Da, de la ele am plecat. Și la 14-15 ani mai faci niște confuzii între imaginație și realitate și mai greșești drumurile. Principalul e că la un moment dat te trezești, să ai declicul ăsta și să-ți dai seama că realitatea este alta și imaginația este alta. Și atunci am ales o meserie legată de cărți, da, și zic eu că mi-am găsit și vocația de dascăl tot în perioada aia. Nu m-am gândit că o să fiu profesor, dar trebuie să recunosc că îmi place. Da, îmi place meseria, mi-a plăcut de la început și am rămas cumva legat de ea, făcând și altceva, scriind, publicând, fiind activ cultural, dar trebuind să am și o meserie, pentru că meseria de scriitor nu e o meserie profitabilă. Dimpotrivă. Nu încă, poate, sau nu la noi. Mă rog, e perioada asta când să sperăm cred că peste, la un moment dat o să așeze pe peste 90% din mari scriitori români au o meserie. Au o meserie. Au o meserie din care trăiesc, sigur. Scrisul e o chestie pe care o faci chiar ca pasiune, pentru că e gratuită. Nici nu-ți aduce, ba uneori chiar trebuie să investești, știi? Investești, asta nu v-a oprit să continuați să scrieți, să sigur, citiți mult? Dacă asta e vocația, trebuie să o faci și dacă vrei să exiști cultural, dacă vrei să existi ca pictor, trebuie să expui și să pictezi. Sigur, dacă vrei să ești ca scriitor, trebuie să scrii, să publici, să fii văzut, să fii criticat, să fii demolat, să fii lăudat, trebuie să intri în exercițiul ăsta public de dialog între valori. Eu îmi imaginez un dialog între dumneavoastră și mai tinerii dumneavoastră confrați de cenaclu, ca și pe o pregătire pentru viața reală ulterioară, critică, autocritică. Sigur. Nu tot este de literatură. Nu totul este pe roze. Nu ți sunt prieteni cei care doar îți ciugulesc scamele. Și nu trebuie să te superi când ești criticat. În felul ăsta e un exercițiu de educare a personalității până la urmă. Acceptul. Dom'le, nu sunt perfect. Scriitorul nu trebuie să ia totdeauna prea serios până la capăt. Știți că... Așa. Cad în latura aceea unui tip de autosuficiență, de aroganță. E și cazul artiștilor plastici, care pot ajunge la un dat să tot timpul trebuie să lași loc undeva de s-ar putea și mai bine, de s-ar putea să nu fie chiar cea mai... De schimbări, de adaptări, de sigur că da. În contextul, mă rog, al culturii astea europene, deocamdată atât nu vorbim despre globalizare, despre... Dar în contextul european, România tânără, adică creatorii tineri, cei care bat la porțile afirmării sau care abia s-au afirmat, au deja un loc bine stabilit sau încă au mult de muncit? E foarte greu de spus. În spațiul scriitorimii, în lumea aceasta scriitorilor, e foarte greu de penetrat piețile occidentale, pentru că acolo literatura funcționează ușor altfel. Acolo există instituții, veritabile instituții care rulează literatura, adică o promovează, o provoacă, o vând, o traduc, investesc în ea, ceea ce noi nu prea avem și abia acum ne trezim și noi cu programe de traduceri, cu prezențe la târguri, cu instituția agentului literar, cu instituția publicității. Care s-a reajuns la necesitatea existenței unei astfel de funcții. Și acolo lucrurile funcționează, dar nu de acum. Acolo funcționează bine de câteva zeci de ani. Sincope. Există un mecanism care produce și promovează. Și mai e și avantajul răspândirii și care reglează bine piața. Unui tip de cultură. Cultura română, încă spațiul românesc încă nu e extrem de exportabil sau de importabil, de împite cum privești. Nu suntem o limbă, dacă vorbim de scriitori, care să aibă deocamdată o foarte mare trecere. Există câteva nume pe care le avem traduse și sunt cunoscute și e bine că există. Da. Da? Cărtărescu, Dan Lungu, da, mai pot enumera câțiva și în cinematografie la fel. Suntem pe val, dar încă
Încă mai trebuie ca oamenii de aici să se ducă acolo ca să poată fi recunoscuți. Asta este mare problemă. Asta este mare problemă. Scriitorii români spre și scriitori și artiștii, și oamenii valoroși, artiști, da. General, da. Oamenii de artă, oameni de cultură. Instrumentiștii, pictorii, nu știu. Da. Uitați-vă la cazul celebrului lui Adrian Ghenie. Da. Care e acum un brand plastic. Da. Dar mare parte format aici și validat, lansat, intrat în sistemul, exact. Mecanismul a foarte bine pus la punct de... Exact. Și cred că dacă ne gândim, mai găsim și printre muzicieni, de pildă, da, același tip de funcționare care nu ne convine, dar ne mulțumim și cu el, pentru că sunt români și ne reprezintă. Da. Și e bine să ne mulțumim cu el. Știi că ai plecat și că ai format chiar aici. Chiar dacă aici nu a fost recunoscută valoarea, dreapta, justa valoare, așa vreau să zic, da, sunteți dascăl de limba și literatura română. Mă zgurmă pe mine o întrebare de asta de mai multă vreme. Trebuia să o pun cuiva până la urmă și pentru că sunteți de profesie dascăl, o să vă pun dumneavoastră și pentru că vă ocupați și de cenacul de joi, sunteți și mai nimerit să vă pun această întrebare. Sunt mulți dascăl de limba și literatura română și în orașul nostru și în județ, în țară, nu mai zic. De ce ați ales să vă ocupați și extracurricular de copii? De celălalt aspect al literaturii, până la urmă, limbii și literaturii române. Adică ați depășit stadiul. Atribuțiile neapărat de dascăl. Dar de ce ați hotărât să vă ocupați și de... Doar pentru că nu întâmplător sunteți și scriitor și ați hotărât să... Nu e un calcul pragmatic ăsta. M-am hotărât să mă ocup și de ei pentru ca să creez o pepinieră de viitoare. Exact, valori. Exact. E în primul rând plăcerea de a comunica cu ei. Eu sunt foarte bun prieten cu unii dintre elevii mei și în afara cadrului școlar și rămânem foarte buni amici și peste ani de zile încă mai vorbim și ne sunăm și ne vizităm și ne întâlnim. Și e, să zicem, o extindere a tipul acesta de comunicare pe care îl practic eu și care e poate ușor mai deschisă, ușor mai apropiată, da? Și atunci, dacă tot sunt așa de apropiat, de ce să nu folosesc acest canal? De câteva ori ați pomenit cuvântul prietenie, da. Relația care este între dumneavoastră și tinerii, da. Alături de care desfășurați lucrările cu prietenie. Uh-huh. Probabil că orele de clasă, cele strict din programa școlară, nu vi s-au părut suficiente pentru a transmite ceea ce credeați dumneavoastră că aveți. Nu vorba că nu sunt suficiente. Acolo sunt de acoperit. Se fac lucrurile diferit. Literatura care se predă și se studiază în școală nu prea nu are, să zicem, o continuitate foarte, foarte vizibilă cu literatura contemporană care e în mainstream și care circulă și care se traduce acolo. E literatură clasicizată, literatură de canon, literatură de programă, dacă vreți. Așa. Da, care e decalată temporal. Da, suntem cu câțiva ani în urmă. Ce-ar vrea să până la urmă? Să dezvolte niște abilități, niște competențe literare minimale cu caracter general. Da, să știi oamenii care sunt bornele, de pildă, în literatura unei națiuni. Da, exact. Francezii fac franceză, noi facem română, noi fac engleză. Da. Da, pentru că ei vor avea meserii, dar e bine să aibă acest pachet cultural. Ceea ce se face la Cenaclu e un pic altceva. Aici discutăm despre literatura vie, care există, se traduce, se scrie, despre concurența între valori, cine e mai bun, cine care e mai slab. Care se scrie sub ochii lor, care se creează acum și aici. Exact. Da, și la care participă. Pe care o pot citi când deschid blogurile, pot vedea care e treaba cu scriitorul X, cu gruparea Y, da. E o literatură care poate peste 50-100 de ani și ea va deveni o literatură de canon și ea poate se va clasicizată. Da, și ea poate va intra în manuale, habar n-am. Da, deocamdată manualele merg cel mult până la Cărtărescu, deci suntem în anii 80, cam ăsta e ultimul mare scriitor clasic, da, foarte puțin după el. Cu programa. Probabil că peste 50-100 de ani se va merge mai încoace pentru că literatura s-a scris între timp și s-a dezvoltat. S-a dezvoltat și... Ei și spun, tinerii de la Cenaclu mi-au spus... Vor ajunge să diriguiască pe la Ministerul Învățământului, probabil și tineri de care sunt la Cenaclu. Dar vreau să spun că și ei au observat că literatura pe care o discută la Cenaclu nu seamănă doar cu literatura care se face în școală. Și, domnule, noi n-am fost învățați așa, noi n-am auzit de chestia asta. Noi, da, nu e vina profesorilor. Așa e concepută programa. Exact. Da, și atunci tu ești obligat să
faci programă și dacă mai ai timp și vrei să faci paranteze, n-ai decât, dar tu trebuie să te asiguri că ce e în programă faci. Se respectă. Despre asta e vorba, da. Exact. Deci ca profesor ești constrâns, să zicem, de aceste rigori. Ce se întâmplă în afara cadrului școlii. Tu nici acolo nu ai nicio rigoare. Exact. Singura rigoare este textul care se citește atunci. Exact. Da, exact. Să zicem. Exact. De-aia e un exercițiu de libertate foarte plăcut, pentru că te lasă să te exprimi, da? Să te pliezi pe text. Nu ai nevoie neapărat de un instrumentar școlar ca să judeci de... Da, niște canoane. Niște canoane, așa. Niște instrumente pe care ți-au fost predate și pe care trebuie să le folosești. Da? Acolo ești foarte liber. Exprimi ce ai trăit tu în legătură cu textul respectiv și în timp îți formezi un limbaj și poți să vorbești după aceea elaborat și despre alte tipuri de texte. Una dintre scenele, dacă vă aduceți aminte cu siguranță, ale filmului Undeva în Est, pe care l-am urmărit împreună la muzeul de... cu Nicolae Mărgineanu. Așa, la muzeul de istorie, la scena din Beci, când tânărul se cocoață pe un vraf de cărți ca să poată privi afară. Între timp, pe site-urile de socializare la care... toți avem, mai nou o să vă destănui ceva, am primit cereri de prietenie de la domnul Lucian Strochi, era ultimul la care mă gândeam că o să aibă un cont de Facebook unește, exact. Unește oamenii și creează rețele. E bine, are și latura lui bună, de răspândirea unor idei într-un mod mult mai facil. Copiii care vin la cenaclu fără îndoială sunt conștienți de faptul că cu ajutorul cărților poți accede într-o... În primul rând să vezi bine lumea în care trăiești. Cu ajutorul culturii. Cu ajutorul culturii, că până la urmă cartea este cultură. Sigur. Acolo asta vreau să spun. Suportul ăsta e mai puțin important. Da. Important e ideea, la informația, textul pe care îl poți citi și pe net. Cartea asta există și în PDF dacă vrei să o citești. Sau sigur că da, sau poți să un e-book, un e-reader. E mai puțin important suport. Deocamdată suntem alternativi. Mergem pe hârtie, pe Gutenberg și pe Microsoft. Da, acum... Pe Bill Gates, dar nu știm dacă în viitor nu vom recurge numai la suporturi electronice. Vă gândiți cumva că în viitor va dispărea ideea de bibliotecă așa cum o știm noi, în sensul cred clasic? Cred că da. Da, cred că măcar ca să nu mai tăiem păduri, vom mai avea păduri. Nu foarte curând. Cartea încă are prestigiu. Are. Încă are. Un obiect cald, are suflet cartea. Sunt oameni care au o relație intimă cu obiectul ăsta de hârtie, eu mă număr printre ei, dar n-aș avea nimic împotrivă dacă aș putea citi pe suport electronic până la urmă. Important e să se scrie. Important să se scrie și să se citească. Important nu e pe suportul. Dacă pot să rezum toată biblioteca mea în câteva stick-uri, nu văd de ce nu, dacă se poate. Dacă se poate, până la urmă, și dacă accesul devine mai facil, nu? Acum, depășind prețul, depășind, știu eu ce, alte inconveniente, lipsa de timp, așa cum gadget dintre ăsta, și în călătorie și în asta, te poți deschide. Va fi probabil atât de digitalizată societatea peste 50-100 de ani, încât toată lumea o să-ți permite să aibă un suport electronic în buzunar pe care să facă de toate. Deja există, da? Să și vorbești la telefon, să și citești, să și ții în magazin biblioteca, să accesezi, nu știu ce... site-uri de net. Printre altele, mai aveți timp să mai lansați și câte o carte pe la Celeriatiz? Da, e un proiect pe care am cu librăria Humanitas și cam o dată pe lună eu aleg cartea despre care vorbesc. Așa, nu, asta vreau să vă întreb dacă ei propun un titlu anume sau chiar dumneavoastră o alegeți în... Recomandarea lor a fost să fie carte Humanitas, să nu fie carte de altă editură, dar nu e obligatoriu, poți să vorbești și despre altceva. Și rare au fost cazurile în care să nu am câțiva spectatori în spațiul acela intim cu care să pot vorbi și care să nu cumpere cartea acolo pe loc sau să extindem dialogul în cu totul alte zone de alocul cultural. Până la urmă, trebuie să ieși în piață, nu trebuie să stai numai în spațiile astea convenționale, în cu scaune, noi la masă, exact ei pe scaune. Ce vorbeam de turnul de fildă care se află... Poți să în ceainării, poți să ieși în biserici, poți să ieși pe stradă, poezia se citește astăzi în piețe, da... Există ședințe publice de lectură în tot felul de spații, în magazine, în mall-uri. Nu are importanță, trebuie să acceptăm lucrurile astea. Dacă vrem plastica a depășit o cultură vie, galeriile de artă convenționale și acum... Dacă vrem o cultură vie, asta trebuie să fie. Până la urmă, cultura, în locul în care se desfășoară actul cultural, locul ăla se nobilează. Sigur că da. Cu ajutorul actului cultural. Că e vorba de un spațiu neconvențional de expoziție plastică, că e vorba de un... De o scurtă... Amintiți-vă proiectul violinistul Alexandru Tomescu acum câțiva ani să cânte în metrou bucureștean. Da. A fost o idee superbă. Cu brucul vioară acolo pe scările alea sordide. Da. Și a cântat ce știe el mai bine.
Iată, un act. Ați văzut și primele reacții atunci? Mi-amintesc că primele reacții au fost de reticență, pentru că nu știau cu cine au de-a face. Exact, cu un tânăr care să se epateze, cu un cerșător, cu un... Asociază muzica clasică cu sala de concert. Da. Dar numai noi cred că avem, că dincolo în marile capitale europene se cântă în piață foarte des. În piață, în metrou, pe aeroport, în gară, sigur că da, chiar în mari hipermarketuri se... Sigur. Și în piețe, în spații descoperite, în parcuri. Sigur. Și publicul, să înțeleg că ar fi o problemă așa cu elitismul, cu doar... Mă uit cel puțin la fenomenul plastic, artei plastice la noi. În piață văd cam aceleași figuri la galeria de artă, acum la bibliotecă. E firesc, pentru că la bibliotecă, să știți că sunt mai diferite figurile. Poate sunt mai diferite, dar sunt o rulează. Nucleul dur este prezent permanent. Păi e, să zicem, consecința faptului că e un oraș mic, nu e un oraș universitar, un oraș în care lucrurile se consumă între cam aceiași oameni. Dacă mergi în Iași sau în București, există 100.000 de deschideri și ai evenimente care se petrec în același loc, dar de fiecare dată altfel. Asta este avantajul unui oraș universitar. Un oraș mare, da. Oraș universitar. Pentru că eu mi-aș dori cel puțin să văd figuri noi tot timpul și chiar în dialogurile mele cu artiștii plastici întrebam, pentru că am și eu nedumeririle mele și așa, simt oarecare neputință, dar pe care aș vrea să o depășesc. Cum să facem să atragem? Vorbeam cu artiștii plastici, de exemplu, cum să atragem tinerii spre galeria de artă. Probabil că ar trebui organizate niște cenacluri de felul celui niște pe care... Ateliere. Niște ateliere. De miercurea, de joia, de nu mai contează acum când, în care copiii veniți acolo, tinerii veniți acolo să treacă pragul programe școlare. Da. Și al statutului de asistență. Așa. Să răspândească ideea existenței acelui atelier la care să vină și... Eu așa mi-aș dori să vină, mai ales tineri care nu activează în cadrul unui liceu de artă. Dimpotrivă, cei care crescând, maturizându-se, să poată intra într-o galerie de artă oriunde în lumea asta, să se uite pe simeze și să înțeleagă o lucrare de artă. Aceeași chestie este și cu cartea. Am avut surpriza plăcută ca unii din tinerii de la Cenacul să îmi propună ei înșiși activități. Am vrea ca data viitoare să facem asta. Și am zis, ok, organizați, și vin și cu mare plăcere. Și se întâmplă lucrurile astea foarte, foarte des. Ei înșiși, am vrea data viitoare să facem o discuție despre cutare. Cum să nu? Frumos. Probabil că au și ei nedumeririle lor. Au această poftă de a cunoaște, de a-și face propriul lor parcurs cultural. Și nu știu dacă o să mai aibă după ce intră pe ruta asta, salariu, locuință, chirie, rutina, ziua de mâine, factură și aia departe, o să mai aibă timp să se... Într-o viață rutinardă care exact. să nu le lase timp zona asta de activitate o să fie pentru ei o zonă paradisiacă la care o să raporteze cu bucurie. Domnule, era o vreme când, domnule, făceam chestia asta, nu știu ce. Fabulosă și imaginarul raportat la realitate. Și cu rebile astea se dovadă că eu sunt un tip intelectualist și contemplativ, am puține abilități practice, să-mi dovedesc că pot face și lucruri practice, da, handmade, ca să spun așa. Da, cu mânuțele astea două. Cu mânuțele astea două. Am făcut o corabie nouă. Așa, exact. Am extrapolat. Acum să revenim la omul de litere, Adrian Geromila, pentru că este firesc să ajungem și la subiectul acesta. Sunteți un neastâmpărat. Știu asta, mi-ați mărturisit și dumneavoastră, dar mai știu și din ce se întâmplă așa. Orașul nu este mare, da? Așa. Am stabilit lucrul ăsta. Da. Ce planuri aveți? La ce lucrați? Cu ce vreți să ne mai surprindeți? Acum n-am absolut nimic pe masa de lucru a scriitorului, cum se spune, doar articlerie, da? Adică rubrici pe care le țin permanent în tot felul de reviste și bloguri, lansările și dialogurile și ecologurile pe care le fac cu Adrianul Gheorghe la bibliotecă, activitățile pe care le fac la TIZ, sunt lucruri care îmi pot destul de mult timpul. N-am deocamdată niciun proiect de tipul acesta în lucru. Deocamdată, păi, în 2015 am scos eseul despre imaginarul pirateriei, 2015 înseamnă anul trecut. Nu e extrem de fair play să scoți în fiecare an chiar câte o carte, mai stai, mai... E bine să citești mai mult decât scrii. Da, nu știu, mă gândeam la... V-aș propune eu un proiect să strângeți la un moment dat între coperțile unei cărți dialogurile pe care le-ați avut cu scriitorii. Da, se poate și asta. Așa, o sintetizare, o chintesență a ceea ce s-a întâmplat acolo. Se poate și asta. Deși acum
moda asta a cronicilor, a dialogurile pe care se le strânge între coperți a cam trecut din cauza că ele au fost absorbite de varianta internautică. Da. Ele își pierd cumva actualitatea odată ce le-ai pus pe un blog, ele există acolo, nu mai ai de ce să le strângi, ele au fost citite, au circulat înainte, când nu existau lucrurile astea, da. S-ar putea ca peste 10 ani... Da, când lumea avea nevoie, oamenii aveau nevoie de o sinteză. Acum accesezi de pe orice gadget personal lucrurile astea și n-ai nevoie să le mai strângi în coperți. Da, ele sunt undeva acolo, ele există, cloud, pe există YouTube, plus că cumva jalonate de caracterul ăsta efemer și trecător al faptului și nu tot ce scrii tu, nu tot ce produci tu este demn de a rămâne, trebuie să acorzi timpului trecător tributului și să-l lași acolo. Cred că eu am scris, mai e să scrie cărțile care, despre care crede el că merită scrise. Restul oricum există ca scriitor. Că nu cantitatea. Sigur, există trebuie să existi ca scriitor printr-o asemenea activitate publicistică, dar nu tot ce publici tu este extrem de important. Neapărat, da. Și dintr-un roman, dacă stai de vorbă cu scriitorii mai mult taie decât adaugă când refac un roman, da? Astea 10 bani sunt plus, le dai afară. Rândul ăsta e în plus, îl dai afară, cuvântul ăsta nu merge, îl dai afară. Trebuie să te obișnuiești să renunți. Esență, să renunți și să esențializezi. Să exact, exact. Ce e mai valoros acolo. Ce e mai important. Ce ar putea fi, ce ar părea, bine, noi cu scriitorul sau unui critic umplutură. Scriitorii au această tendință de a fi foarte îndrăgostiți de ce au produs ei. Să creadă că fiecare piesulică în cartea lor e foarte importantă, ori nu e chiar așa. Mai țin minte, ce citeam apropo de un scriitor care a venit era în perioada interbelică, cenzura... Doamne, și acum ca la tarabă, ca la piață, nu, dacă îmi tai fraza asta, mă sinucid, dau foc la, nu mai scriu nimic, arunc manuscrisul. Să vă spun o chestie, majoritatea revistelor, dacă ai o rubrică la revistă, ai un număr de semne. În care sunt niște condiții stricte tehnice. În programul Word există această statistică a numărului de semne pe care ai voie pentru că ai nevoie de un spațiu în pagină și nu trebuie să-l depășești. Ori, când respecti acest număr de semne într-o revistă în mod periodic, îți dai seama cât de important este să te încadrezi. Să sintetizezi. Și când ți-ai scris articolul și spui că crezi tu că ai dat tot ce ai avut mai bun despre chestia aia și când îți dai opțiunea și vezi că ai mult mai multe semne decât trebuie, te-a pus să tai. Și încep, asta devine neimportantă, asta devine secundară, dar e un exercițiu foarte bun pentru intelectul tău, să curăți. Chiar dacă pare dureros, nu? La prima vedere să tai dureros, dar trebuie să te obișnuiești, domnule, asta nu e. Da, o asasinezi, o tai și până ajungi să te încadrezi. Nu-ți convine, dar asta e situația. Așa e și cu o carte. Da. Tinerii vin la cenaclu... scriu și poezie, scriu și proză. Și poezie și proză. Cam între astea, teatrul nu. Deocamdată poezie și proză, astea au fost opțiunile pentru că sunt cel mai ușor de citit. Mai mult spre poezie sau... Da, mai mult spre poezie. De ce credeți oare? Bun, ea pentru perioada visărilor. E mai accesibilă poezia la vârsta lor. La vârsta proza lor. E mai pretențioasă și atunci la proză trebuie să faci personaje, trebuie să ai o fluență, acțiunii, da? E un pic mai multă construcție acolo și nu au probabil maturitatea necesară să scrie proză și poezia e un flash în care te descarci și e mult mai accesibilă lor. Da, este exact. Dar am avut și proze de bună calitate, pe spații scurte, proze scurte, dar foarte bune. Unii dintre ele foarte bune. Da. Cu cine mai ține o legătură? Iris Nuțu. Da, Iris a fost printre membrii fondatori ai Cenaclului, un copil extrem de talentat cu nenumărate premii de literatură în zona școlară, a fost deja remarcat în cercul, ea e student acum la literatură comparată în București. A citit deja în Cenaclul Bucureștene și a fost remarcată pe acolo, e un comentator redutabil, îmi lipsește pentru că cât a fost aici elev, da, făcea... Niște copii și ea și fratele. Da, Andrei e student la Cluj, la pictură, un alt mic genialoid, da, sigur, da. Dar au lăsat continuitate, există nume foarte importante în Cenaclu care... reușesc deocamdată cât vor mai fi să le țină locul foarte bine. Sunt copii foarte, foarte talentați și foarte bine pregătiți. Cu îngăduința dumneavoastră, noi am venit odată la... nu doar să asistăm la lucrurile... Să decupați niște imagini de acolo. Să decupăm niște imagini și chiar să dialogăm preț de câteva minute cu membrii Cenaclului. Cu mare plăcere, discutăm, aranjăm, îi vorbesc și cu ei și va fi este, o mare plăcere. În afară de faptul că participă, ei se implică afectiv și efectiv în buna desfășurare a lucrărilor Cenaclului. Repet, e o pregătire pentru viață, pentru viitorul lor, faptul că relaționează mult mai ușor unii
cu alții, adică nu se îndepărtează. Nu. Noi am remarcat, asta e meseria, mergând pe stradă după Vox Populi, tineri în special foarte reticenți în a spune două, trei cuvinte la microfon, atunci își găseau ceva de făcut, ba, scoteau telefonul și tocmai primeau un telefon important și se prefăceau că ori pur și simplu ne ocoleau, se întorceau. Mi s-a părut un pic trist că tineri... Mă bucur că spuneți asta, știți de ce? Pentru că există acum o întreagă discuție în spațiu public românesc și occidental despre legitimitatea științelor umaniste ca științe formatoare de conștiință și de inteligență. Dacă e criteriul pieței, ele n-ar avea ce să caute sau ar trebui să aibă pondere restrânse, pentru că piața în general e o piață economică, tehnică, industrială și foarte științele umaniste se regăsesc într-o foarte mică măsură, deci și studiul lor ar trebui să fie într-o foarte mică măsură. Ori, ați spus bine că exercițiul acesta de discuție liberă le folosește dincolo de spațiul literaturii. Diriguitorii, decidenții știu mai puțin că exercițiul intelectual umanist e un exercițiu al formării în deplină libertate, al unei acumulări de idei care o să-ți folosească mai târziu, chiar dacă nu rămâi... Aplicate în domenii vari, chiar tehnice, dar chiar dacă nu le aplici. Inteligența ta crește, devine liberă, se formează, face asociații, vede de desubturi, știe să interpreteze din prima, are opțiuni foarte rafinate. Da? Ori asta e menirea. Ei, știință umaniste, zidesc interior, construiesc un anumit tip de interioritate pe care poate alte tipuri de discipline nu reușesc să o facă. S-a dovedit că devin personalități foarte puternice. Deci trebuie să lași istoria, trebuie să lași latina, trebuie să lași literatura acolo să se studieze, chiar dacă nu vor face mai târziu ceva în legătură cu ele. Pentru că s-au auzit tot felul de zvonuri funeste, referitor la reducerea ori sau chiar dispariția Asta cu istoria și literatura au fost culmea, funeste, să zicem. Da, e uluitor. Se poate face acest experiment. Scoateți afară, lăsați minimal toate științele astea umaniste și veți avea în 10 ani o generație de mancurți. Doameni cu care nu vei avea ce să discuți și cu care nu vei putea să discuți, niște roboței din ăștia foarte tehnici, foarte calculați, foarte pragmatici, Cuantificabili. Cu care nu poți să mergi mai departe. Da, fără imaginație, fără... Ăsta este rolul științelor umaniste. Să dezvolte imaginația în primul rând. Imaginația, vocabularul, ai exercițiul acesta al vorbirii rafinate despre ceva ce ai văzut. Exact. Da, poți să înțelegi, să faci legăturile. Multor fenomene. Nu? Pentru că un om de cultură, un om de bună și mare cultură poate discuta despre orice domeniu cu oricine, și cu un fizician și cu un geograf și cu un, nu știu, matematician. Am un prieten care a terminat engleză germană a făcut matematică și a terminat facultatea de engleză germană în București, fiul unui mare antropolog. Și acum are o bursă într-un oraș german cu universitate, face o bursă pe limbă și literatură germană și îmi spunea că acolo în Germania, actualmente, studenții, sau aproape toți studenții care sunt în domeniul filologiei, fie că fac limbi străine sau ceva, au obligatoriu un examen eliminatoriu de latină. În Germania. Dacă nu treci de 2 sau de 3 ori examenul respectiv, cursul, modulul de latină, nu poți să mergi mai departe. Suntem în Germania, suntem la facultate de limba germană, țară nelatină, suntem contemporani, teoretic n-ar avea ce să... Cei care au propus acest lucru sunt niște dereglați? Păi asta e întrebarea. Deci, dacă nemții la facultate de limba germană, nemții contemporani, un popor riguros, oameni care nu se ocupă de studii clasice și n-au ce căuta acolo, au modul de latină. Obligatoriu. Și literatură de traducere obligatoriu, înseamnă că ăia știu ceva. Știu că se întâmplă ceva dacă faci latină. Ai acces la niște lucruri pe care nu le-ai putea accesa altfel. Altele decât vorbirea curentă. Toate științele se bazează pe etimologia grecolatină. Până la urmă. Până la urmă. Da. Da. Un pic e bine să le lași acolo. Da. Dacă la vârsta copilăriei călătoream odată cu personajele lui Jules Verne în jurul lumii, descopeream ținuturi extraordinare. Eram și eu capitan la 15 ani. Dintr-o țară în care nu se putea ieși altfel decât citind. Exact. Dar asta mi-a deschis de pe atunci gustul pentru lectură, în primul rând. Lectura mi-a dezvoltat și mai mult imaginația și creativitatea. Eu sunt un produs al cărții, al cititului. Cu atât mai mult eu, cărțile acelea m-au împins să încep un tip de carieră pe care, e adevărat că l-am abandonat, am rămas cumva pasionat de tipul ăsta de imaginar marin, vintage, old. Dar până la urmă m-a dus unde trebuia, la cultură, la cărți, la lumea intelectuală și la un tip de meserie. Și un tip frumos, un tip nobil de meserie, până la urmă și nobila meserie de a șterne pe hârtie gânduri și simțiri, nobila meserie și cealaltă de a
modela o plămadă tânără în plină formare, eu le-aș pune pe același plan. Nu sunt la îndemâna oricui. Nu oricine, după părerea mea, poate fi dascăl. Acum, nu oricine poate fi scriitor, cu atât mai mult. Neamțul are o pleiadă de profesori foarte buni. Neamțul stă foarte bine la din ce știu eu, din ce am văzut eu, are o pleiadă de profesori foarte buni care produc elevi care ne reprezintă foarte, foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, stăm destul de bine. De bine. Da. Asta e la capitolul cultură stăm bine noi în Neamț aici. Relativ, așa. Relativ bine, da. Oricum nu ne facem de rușine. Nu. Oriunde am ieșit în lume, eu am urmărit parcursul unor artiști și plastici sau unor scriitori și în afara granițelor județului Neamț și noi am văzut stând stingeri într-un colț. Din potrivă, păi să știți că din potrivă. Știți mai bine, probabil că și în rândul artiștilor plastici, dar și în rândul scriitorilor, oamenii de aici au fost prezenți la târgul de carte din București, din Cluj, adică pe picior de egalitate, sigur că da. Foarte bine cotați. Sigur că da. Adică suntem, noi locuim și muncim aici, dar da, creațiile noastre, textele noastre se duc în afară și intră în concurență cu alte tipuri de texte. Și într-o concurență care, tot după părerea mea, este una acerbă, nu? Da, este. Și greu să ajungi să concurezi cu niște nume dintre alea mari și mai greu să te menții la nivelul respectiv. Poate ne vom mai întâlni, eu sper să ne mai întâlnim, să mai discutăm, pentru că realmente mi-a făcut o mare plăcere discuția aceasta. Aș vrea atunci să vorbim, poate, nu știu când o să întâmple întâlnirea noastră, nu mai contează asta, dar atunci aș vrea să îmi spuneți ceva despre niște pagini noi scrise. Dacă vor fi până atunci. Dacă vor fi până atunci. Poate mai costesc o corabie până atunci. Sau să ne mai arătați o corabie. Sunt aici nave de luptă și avioane și așa, dar corabiile atrag atenția, bănuiesc, cu oricărui individ care intră în casa asta. Da. Nu? În momentul când dă cu ochii de corabii, wow, tu ai făcut? Da, de la zero. Da. De la zero o carieră în plină strălucire, în plină afirmare, de la zero, de la un presupus drum cazon spre sferele atât de nobile și de înalte ale literaturii de calitate, spre sferele la fel de nobile și de înalte ale formării tinerilor. Adrian Geromila, vă mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc pentru vizită. Primit aici la dumneavoastră. A fost o plăcere, mulțumesc. Și cu siguranță o să-mi facă la fel de mare plăcere, cel puțin, să ne mai întâlnim și să mai discutăm. Mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc.